Elevii de clasa 8-a se reobișnuiesc cu emoțiile și frământările unui examen. După simularea la matematică, au ieșit mai zâmbitori în comparație cu proba la limba română. Sper să iau un 9. Cum ți s-au părut? Grele? Da, foarte grele. Am dat acasă dintr-o culegere și am repetat în fiecare zi. A fost destul de grea. O să mă duc mai mult la meditații și... nu știu, o să fac teste acasă. Elevii din Olt spun că se așteptau ca subiectele să fie mai dificile. Au fost ușoare și accesibile. La ce mă pretește? Un 7, 7-8 chiar. Am făcut, mai departe am făcut foarte bine. Nu au fost foarte grele. Au avut un grad de dificultate mediu, posibile mici probleme la subiectul de geometrie în spațiu, cel de-al doilea subpunct. Relaxați au ieșit de la examen și elevii din Timișoara. A fost foarte ok. Nu a fost foarte greu. Și nu cred că am greșit. A fost puțin cam greu, dar mi-a plăcut, a fost ok. Am știut. Ce notă crezi că e? 9, 9:30. Notele de la aceste simulări vor fi publicate pe 14 aprilie, însă nu vor fi trecute în catalog. Rolul acestor examene este ca elevii să vadă care este nivelul lor și să se poată pregăti temeinic pentru examenul din vară. Au timp să exerseze de acum încolo ceea ce nu au reușit să învețe, să înțeleagă. Am avut de-a lungul timpului copiii care acum la simulare au luat undeva pe la nota 4, iar la examenul propriu zis, până atunci s-au mobilizat și au luat 8 și chiar 9. Eu mă aștept ca rezultatele de la simulare să reflecte înainte de orice felul în care copiii s-au pregătit. Și dacă au luat în serios tot ceea ce au lucrat împreună cu profesorii, atunci cu siguranță rezultatele vor fi cele pe care și le dorește fiecare copil în parte. Evaluarea națională are loc între 14 și 17 iunie.